Bun găsit! Cea mai mică incidență de cazuri COVID-19 a fost înregistrată luni, 1 noiembrie, în județul Suceava. Mai exact, aceasta fiind de 3,55 la 1000 de locuitori. De remarcat, în valul 3 al pandemiei, Suceava a fost de asemenea printre primele care au revenit în zona verde a incidenței. Urmează județul Satu Mare cu 3,69 la 1000 și Maramureș cu 3,83 la 1000. În valul 3 al pandemiei, Suceava a fost de asemenea printre primele care au revenit în zona verde a incidenței de sub 3 la 1000, după ce a fost și între primele lovite în toate cele patru valuri de până acum. În municipiul Suceava, incidența este de 5,64 la 1000. Luni în județ au fost înregistrate 137 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și 28 de persoane care au fost reconfirmate pozitiv la retestare din 535 persoane testate. În spitalele din județ, în intervalul 31 octombrie-1 noiembrie, au fost internate 26 de persoane cu COVID și au fost externate 15 persoane. În aceeași perioadă de referință au decedat 14 persoane ca urmare a infecției cu COVID.